Bărbatul a scăpat ca prin minune, fără nicio zgârietură. Mașina sa va avea însă nevoie de reparații serioase. Martorii spun că de vină pentru producerea impactului este chiar taximetristul. Taxiul, într-adevăr, e vinovat. A venit de acolo fără să uite. Unde a venit? Din partea aia, pe vitejilor. Deci nu trebuia să, trebuia să oprească la stop normal și nu trebuia să intre aia. Și doamna? Venea din partea asta, normal, avea prioritate, avea... N-avea... L-a luat în plin. L-a luat în plin, fiindcă i-a apărut dintr-o dată. Și el a avut viteză, cred că... Bună, dar se circulă cu viteză aici în zonă? Da, se circulă. O bubuitură, mașina de acolo, poc, s-a lovit. Asta am văzut-o cu creații sus, m-am și speriat că am zis că să nu fie victime. Am ieșit repede, că zic, da, să salvăm dacă e. Și singur șoferul, da. Dar șoferul, parcă după cum mi-a spus cetățenii și pe aici, că ai ieșit din ce? Am trecut stopul și care e problema? Nu știu, acum... Adică ai ieșit fără să se asigure. Da. S-a văzut clar că ai ieșit fără să se asigure, nu se vede mașina. Aia a venit normal, avea dreptul să ducă încolo, ăsta a venit de acolo, l-a întâmplit. O bufnitură puternică și, deci, cam dublă de două ori. Urmă am coborât și când am venit, se chinuia să coboare din mașină taximetristul. Nu. A coborât din mașină, își trăgea niște acte de acolo. Dar cum credeți că s-a întâmplat? Păi neacord, am făcut stop. Fata când a coborât din mașină, deja ajunsesem aici, zice, dumneata aveai avut stop. Am avut și... Hai lăsați-mă! Oamenii legii spun și ei că șoferul de taxi a pătruns în intersecție fără să se asigure. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că autoturismul marca Dacia Logan se deplasa pe strada Vitejilor din municipiul Ploiești, iar la intersecția cu strada Aviatorilor nu respectă semnificația indicatorului oprire și nu acordă prioritate de trecere autoturismul marca Audi, care circula regulamentar pe strada Aviatorilor, fiind proiectat la rândul său într-un autoturism marca Mazda parcat regulamentar. Potrivit martorilor, în zonă se produc des astfel de accidente, iar o parte din vină le aparține chiar autorităților. Primăria trebuia să pună acolo o cocoașă, că a pus cocoașe de alea unde nu trebuie și acolo aici se întâmplă accidente frecvent și destul de grave. În luna ianuarie, un șofer neatent a băgat în servis 3 mașini după ce a ignorat semnele rutiere amplasate în zonă și atunci victimă colaterală a fost o mașină parcată pe spațiul verde.